Salutare, fraților, și bine am regăsit la primul episod din Train Mechanic Simulator. Noroc că am văzut în bară cum se numește jocul. Este un joc foarte șmecher, un joc despre trenuri în care trebuie să le repari. Dacă ați văzut sau ați jucat, Car Mechanic Simulator este exact la fel, doar că acesta este cu trenuri. Și eu zic că e destul de interesant, este un joc destul de nou cu o grafică foarte bună. Și destul de bine optimizat, 200 de frame-uri am acum. Și cu toate că vedeți că agață poate, este de la motion blur care nu poate fi dezactivat. Din păcate, lucru super mișto de altfel. Haideți să vedem ce facem acum. Am primit dita mai locomotiva. Ce are? Of the braking system in the front track. Gen, adică prima parte, cum ar veni, sistemul de frână. Și sunt trei chestii care trebuie schimbate. Ok. Păi hai să vedem ce facem. Motor track, fuel tank și mai avem aici încă un motor track. Dar noi știm că este în partea din față. Așa că hai să începem să testăm chestii pe aici. Hidraulic, brake. Nu, ăsta e bun. Și acolo arată bine. Nu știu, o fi pe dinăuntru. Roata asta pare destul de uzată, dar nu cred că are ceva. Nu are nimic. Ei, ăsta cred că e da. Ok. L-ai stricat. Și mai avem două chestii de găsit care sunt și ele stricate. Roata asta e bună, da. Bă, nu mai văd nimic deteriorat pe aici. Ca să scanez, da. Dar trebuie să mai fie două. Asta nu văd ce legătură are. Ideea e că trebuie să ne uităm la chestiile de frână. Pentru că ne-a zis că alea au ceva. Nu mai văd nimic deja. Cred că ar trebui să ne uităm și la partea din spate, cu toate că acolo zicea front. A, văd acum. Și asta este stricată. Am văzut când am ieșit din modul ăsta de vizualizare. Am văzut ce mai era stricat. Și ce mai pare a fi stricat? Mai e chestia asta aici jos, nu? Da. Ah, deci am văzut așa mai ușor ce e stricat. Păi atunci hai să le dăm jos. Și să... Ok, mai întâi trebuie dat asta jos. Este chiar un joc interesant. Și cred că așa poți învăța părțile trenului, dar nu văd la ce te-ar ajuta în viață, în afară de cultură generală. Nu știu cu ce te-ar putea ajuta că știi părțile unui tren. Ok, și asta mai trebuie scoasă, mai are șurubul ăsta. Și acum cred că nu mai e nimic stricat. Nu? Așa ar trebui să fie. Pe 3 vrem să dau click. Da, nu mai e nimic stricat. În afară de piesele pe care tocmai le-am scos. Și o să mergem să le reparăm. Electrical, nu e electrical, mechanics. Ok. Avem asta de reparat. Ok, deci asta n-a mers reparată. De ce? Wow. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Hai să reparăm și asta.
Stai, nici asta n-am mers reparată, de ce? Eu dacă îi le pun așa la loc stricate, merge treaba sau ce se întâmplă? Ok, am găsit astea. La electrical n-am ce să repar. Nenea, îmi pare rău, eu ți le pun așa, dar bănuiesc că nu o să meargă. Așa ușor. Pur și simplu să le pun la loc stricate. Chiar sunt curios să văd ce o să se întâmple sau dacă o să ne lase să terminăm misiunea măcar. Ok, să punem chestia asta la loc. Sper să nu primesc copyright pentru muzica din jocul ăsta, pentru că acum am auzit-o prima dată. Ok, cred că am montat tot pe ea. Nu, îmi zice că doar asta e reparată. Și nu pot termina misiunea așa, gen... Eu știu că sunt destul de scumpe chestiile astea. Brake caliper. Engine. Am scris bine? Probabil. Cineva scriu greșit? Nu. Da, cred că nu poți cumpăra sau ceva. Fuse mechanical, cred. Da. 1500. Ăsta e ce mai am în coș. Mai aveam un de ăsta, ok. Un singur brake caliper de ăsta și hidraulic brake piston. Și trebuie să mergem la hidraulic, să mă. Aoleu, ce scump e. Am bani de așa ceva? Oh, ok. Și ăla de la mechanical a rămas în coș, e bine. Yes. Ok, și acum ar trebui să am piesele în inventar, da. Ok, pe atunci hai să scoatem ce-i stricat repede. Și să... Și să le înlocuim. Bine că ne-am dat seama acum. Install ăsta. Ok, deci măcar am aflat că nu întotdeauna merg reparate piesele, uneori trebuie să le și cumperi. Bine, de știut. Și mai era chestia asta aici de dezasamblat. Afară. Și instalăm una nouă. Asta prindem șurubul și ar trebui asta să fie tot finish order. Ok. Hai să mergem să mai luăm o misiune. Poate ceva mai interesant. Oh, ok. Ei, ce s-a întâmplat? Cred că tocmai am schimbat rezoluția sau ceva. Ok. Ar trebui să fie ok pentru voi acum. Cam tras un pic de window și s-a deformat. Vreau să... Băi.
Find the locomotive in square. Ok, cred că trebuie să mergem să ieșim noi sau să căutăm pe aici. Cred că nu putem găsi o locomotivă pe la noi prin garaj, deci vom ieși din garaj. Ia să vedem. Da, și în legătură cu canalul, zilele astea voi posta, nu neapărat serii, voi posta cât mai multe episoade din jocuri cât mai diferite ca să văd ce vă place și ce v-ar plăcea să postez. Ok, deci trebuie să ajungem în Square D1. N-am nici cea mai mică idee ce-i chestia aia. Așa că probabil ne vom plimba pe aici ceva timp. Nu, du-mă încolo. Bă, da, nu ar trebui să-mi zică și mie pe aici, pe undeva, cum să ajung Square D1. Nu mă vreau să mă duc mult în sus. Poate pe acolo e. Na. Șofer de locomotivă nu mă mai făceam acum. Tokyo Station. Doar. Eu mă tot uit pe aici să văd dacă... Se zice ceva de Square D1 sau chestii. Dar nu văd nimic. Avem și o cameră din interior. Cam așa e. Și dacă frânăm, vedeți, se pune și chestia asta. Dacă punem frână, gen, e destul de bine făcut sistemul. Square, 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 ceva? Nu, nimic. Păi hai pe la East Gate atunci. Și coborâm iar. Mountain Exit. Lol. Asta e destul de interesant. Village on the lake. Nimic. Vreau să ajung în square. Acolo. Pe acolo nu mergea să o luăm, văd. Că era blocat drumul. Bă, frate, asta nu mă mai pune acum să fac, să găsesc Square D1. Ok, aici e City. Mă ajută mult. Și acolo, pe undeva pe acolo, este garajul nostru. Însă eu vreau să găsesc acest pătrat D1. Dacă l-am traduce în română, așa ar veni. Eastport Coast Valley. Și am ajuns prin Tokyo. Tokyo. Ok, deci am luat-o pe aici. Electric engine. Nu, pe acolo nu cred că avem ce să căutăm. Vedeți cercul ăla de acolo, nu? Punem o frână. Înapoi. Dăm în marșalier acum cu trenul. Bip, 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 bip. Hai, 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 mai repede. Avem 50 de km la ora, dar totuși. Mai repede nu se poate. Hai că a mers prea mult. Gata mă că ne întoarcem.
Păi... Ah, măcar acolo să fie. La... Engine, ceva. Haide... Hai, bă! Tot apăsam să mă duc pe acolo, dar nu știu de ce nu mă las. Păi, omule. Lasă-mă să mă duc pe la Engine Depot. Lasă-mă. Ah, pot face așa. Pe asta ușurează mult. Cred. Oh. Nu, asta ușurează mult. Square 1. Băi, nu văd, mă. Steam Engine Depot. Bă, locomotiva mai merge singură? E bine. South Stream. Ups, pe ce am apăsat? Square 2. Băi, nu, în spate, acum m-am prins. Ce înseamnă Square 2? Vedeți, acestea sunt ca niște pătrate. Acesta este pătrat, coloana cu D, cum ar veni, de sus până jos, și aceasta este coloana cu 1. Și unde se intersectează, acolo este D1, cum ar veni. Și este un pătrat, da. Pare logic, am. Decât să caut pe hartă Square D1. Păi atunci hai să dăm cu marșalierul. Facem bip, bip, bip și sperăm să dăm de locomotiva noastră. Și o reparăm în episodul următor. Mai mult ca sigur acolo este. Ideea e că nu știu cum să intru acolo. Stai. Pauză. Văd acolo un pod pe care pot urca aici. A, mă dă-te un pic mai mult în spate. Gata. Așa, pe acolo. Bravo, bravo, bravo. Și sper că aici să fie locomotiva. Vedeți, acest pod ne duce direct acolo. Hai. Și parcă vezi că-mi iau mare țeapă și nu primesc nimic acolo. Oh, ba da. Avem o locomotivă în spate, e bine. Dar ce greu mergem. Ho. Deci sediul nostru este aici. Cum ajungem noi acolo? Păi, o luăm pe aici, mă. Ideea e că la început trebuie să facem așa. Bine, hai să vedem. Trebuie să ajungem noi acasă, nu? Și să reparăm locomotiva. Mamă, trecem printr-un castel. Ce șmecher. Da, coborăm pe aici. Și după venim așa. Ok. Bine. Bine că n-am luat-o în partea cealaltă, că altfel era trist.
destul de bună grafica jocului. Nu știu dacă au mai fost și alte jocuri Train Simulator sau ăsta e primul. Train Mechanic, că Train Simulator știu că au mai fost. În care erai un conductor de tren și trebuia să conduci trenul, cum îl conducem acum. Ideea e că s-ar putea să fie primul joc în care tu să conduci trenul. Așa. M-am luat virajul ăsta cu 60 km la oră. Era cu Mărăstoan. Asta ar fi fost trist. Să ne pună din nou să găsim locomotiva asta. Ok, și acolo unde vedeți chestia aia cu verde este garajul nostru. Așa. Ia uitați-o în garaj. Transmisia este stricată. Ok, însă noi vom afla cum să reparăm o transmisie de tren. Foarte interesant episodul următor. Până data viitoare, eu am fost Lovebook. Dacă v-a plăcut, nu uitați să spargeți butonul de like. Și până data viitoare, eu v-am salutat. Ciao!